Astăzi facem paste cu brânză, așa zic eu, paste cu brânză. Aici avem străminuță, care e din gușă de porc, așa. După ce se prăjește aici străminuța așa toată, voi băga un picuț de ceapă. Trebuie să se prăjească așa bine. Bine, normal, nu o să las toată untura după ea aici. O să bag un pic de ceapă ca să dea gust la macaroanele cu pastele cu brânză. Aici avem pasta care o punem la macaroanele cu brânză. Nu e chiar toată la fel, că e tăiată din cuțit. Tăiată cu cuțitul. Așa arată lisa, gușa aia care am pus-o cu un picuț de ceapă, numai așa să-i dea un picuț de gust la pasta. Aici avem o ciorbă de legume cu un pic de carne de porc. Aici avem brânza care o vom băga în tagliatele. Aici tagliatelele de la fierbi, peței. Acum încep să fiarbă ca să încep să fiarbă. Am băgat și încep să fiarbă. Asta e brânza care o bag. Și că 2% grăsime e produs românesc. Chiar vreau să mânc produs românesc. Aici voi băga-o ca să o frământ. Și aici e rezultatul. Pastele cu brânză. Picuț cremoase, că am pus un picuț de smântână, tot smântână de casă, adică smântână de la Moise, că practic e smântână mai ce că e românească.